Salutare, dragilor! Eu sunt Marius Manole și fac acest videoclip pentru campania Spune-mi ce se întâmplă la tine în școală, o campanie inițiată de generația lui John. Ce se întâmpla la mine în școală nu era foarte bine. Eu am fost un copil mărunțel și foarte enervant când eram mic. De-aia aveam parte de foarte multe incidente, chiar și de bătaie uneori. La școală de la colegii mai mari, mi se luau lucruri, nu puteam intra foarte relaxat în clasă pentru că tot timpul trebuia să mă feresc de cineva și nu era chiar cel mai plăcut lucru care se putea întâmpla unui copil de 14 ani. Cu toate astea, mi-am rezervat dreptul de a scăpa de aceste amintiri și de a mă educa în așa fel încât să iau aceste lucruri ca pe o experiență. Nu e nimic dramatic, uneori așa se întâmplă, ar fi bine să nu se întâmple, ar fi bine să mergeți la școală cu inima deschisă și să vă bucurați când ajungeți acolo, nu să vă fie frică. Școala se face fără frică. Vă încurajez și pe voi să povestiți dacă se întâmplă ceva în școala voastră de genul ăsta, așa încât să putem să avem mai multe exemple și să arătăm oamenilor că n-ar trebui să se întâmple lucrul ăsta și că n-ar trebui să ne fie frică și că ar trebui să ripostăm într-un fel sau altul sau măcar să spunem când se întâmplă un astfel de incident.